Camera deputaților a adoptat fără niciun vot împotrivă propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind impozitarea diurnelor. Este vorba despre acei bani pe care statul român îi recuperase retroactiv de la transportatori pe ultimii 5 ani, practică ce s-a dovedit ilegală. Se modifică și se corectează. Asta contează până la urmă. Trebuie să spunem telespectatorilor că începând de anul trecut, pe fondul unei foame de bani rezultată în urma rezultatelor financiare foarte proaste care s-au reflectat și în deficitele bugetare mari de anul trecut, în cadrul ANAF a început o operațiune de necrezut. Respectiv s-a încercat impozitarea retroactivă a diurnelor transportatorilor rutieri, încercându-se a se lua impozite pe ultimii 5 ani. Specialiștii în domeniul economic susțin că asemenea practici au avut loc doar în România. Este o chestiune care nu se mai practică nicăieri în Uniunea Europeană. Calculele transportatorilor pe care le-ați menționat puțin mai devreme sunt bazate pe datele din balanța de plăți, respectiv arată contracția exporturilor serviciilor de transport rutier din România din momentul în care ANAF s-a erijat în legislativ și a început să introducă el taxe noi.